Așa că vă invit cu respect să deschideți cuvântul Domnului la Exod, capitolul 38. Voi citi un singur verset, versetul 8. Exod 38 cu 8. Și cuvântul Domnului spune în felul următor. Bețaleel a făcut ligianul de aramă cu piciorul lui de aramă din oglinzile femeilor care slujeau la ușa cortului întâlnirii. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, în această relatare istorică a felului în care s-a construit cortul întâlnirii și templul lui Solomon, apoi al lui Zorobabel și uneltele din templu care să slujească și din cort. În această istorie, ni se spune că un obiect principal, un obiect de seamă, trebuia să fie ligianul de aramă în care se spălau preoții înainte să intre în cortul întâlnirii. Și cuvântul Domnului spune că acest ligian de aramă a fost construit din oglinzile femeilor care slujeau la ușa cortului întâlnirii. În antichitate, oglinzile nu se făceau din sticlă ca și astăzi. Oglinzile se făceau din aur, deci șlefuit bine, argint sau din aramă șlefuită, cum este în cazul nostru. În Scriptură, oglinda are multe aplicații. De exemplu, ea reprezintă puterea de reflexie a creației divine. Iov 37:18 spune: poți tu să întinzi cerurile ca Dumnezeu, tari ca o oglindă turnată? Cerurile sunt ca o oglindă care vorbește despre puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Apoi oglinda este pentru autenticitate. Proverbe 27:19, cuvântul Domnului spune: cum răspunde în față, în apă, fața la față, așa răspunde inima omului, inimii omului. Este autenticitate. Inima spune de fapt cine suntem. Și se vede pe față, pe oglinda aceasta. Oglinda înseamnă și asemănare în Biblie. În 2 Corinteni 3:18, cuvântul Domnului spune: noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip cu a Lui, din slavă în slavă. Mai este o aplicație în Biblie pentru oglindă: adevărul. Oglinda reprezintă adevărul. În Iacob, capitolul 1, acest verset, acest pasaj foarte cunoscut, versetele 22 la 25, spune: fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care ce-a făcut? Și-a privit fața firească într-o oglindă, și după ce a plecat din fața oglinzii, uită cum era. Știți, dumneavoastră, cineva spunea că s-a dus oaspete undeva. Și în familia aceasta în care a ajuns oaspete, soțul era un om tare ursuz, un critic. Nimic nu era bun. Bineînțeles, nici ce făcea soția nu era nimic bun, dar ce făceau alții. Așa că spune oaspetele, după ce am ajuns în familie, mi-a zis: mâncăm și te duc să vizitezi muzeul de aici din oraș, unul dintre cele mai celebre muzee din lume. Și nu aveam eu dispoziție de muzeu, că eram prea obosit, dar dacă gazda zice că te duce la muzeu,
Hai să nu scap nici ocazia. Mă gândeam că într-una din zile mă voi duce să vizitez muzeul, dar mergem acum, în prima zi. Așa că s-au dus la muzeu și s-au oprit la ceea ce li s-a părut că este primul tablou. Și bineînțeles că gazda, un critic de artă expert, a zis, uite-te și la tabloul ăsta. Este un tablou nereușit. Nu știu după ce l-au adus pe ăsta în muzeu. Soția l-a cotit. El a continuat. Culorile nu-s reușite. Nici rama nu-i bună. Soția l-a cotit din nou. Uitați-vă felul în care apare portretul în acest tablou. Soția iară l-a oprit. Și a zis, lasă-mă, dragă, în pace. Că trebuie să-i explic la oaspetele meu tabloul acesta. La care soția a zis, dragă, tu nu vezi că te uiți în oglindă? Oglinda spune adevărul. Cum arătăm, de bine sau de mai puțin bine? Uitați-vă că în pasajul nostru, femeile sfinte au considerat să facă ceva pentru templu. Și-au dăruit oglinzile, care erau din aramă șlefuită, se vede, și Bețaleel, care era arhitectul obiectelor de la templu, maestru, inginerul, a turnat, a pus la topit aceste oglinzi și a făcut ceea ce se numește ligheanul de aram. Când m-am oprit asupra acestui verset și l-am citit și tot l-am răscitit, am zis, trebuie să aibă Dumnezeu ceva special în versetul acesta. Și cred că Domnul mi-a pus pe inimă și mi-a vorbit și mi-a descoperit ce este în acest pasaj, ce este în acest verset și vom vedea că este un mesaj practic care trebuie să se potrivească la biserica Domnului și la credinciosul individual din toate generațiile, inclusiv celor din vremea noastră. De aceea, mesajul cu care voi veni în această dimineață în fața dumneavoastră l-am intitulat Femei și oglinzi. Femei și oglinzi. Și uitându-mă în pasajul acesta, am descoperit trei mari adevăruri. Trei mari adevăruri care trebuie să stea la baza închinării individuale, la baza închinării colective. Și primul mare adevăr este acesta, sacrificiul femeilor. Sacrificiul femeilor. Femeile acestea au făcut un sacrificiu mare când și-au dăruit oglinda. Nu aveau prea multe obiecte personale, aveau niște oglinzi și și-au dăruit oglinda. În Biblie, pentru cunoașterea noastră mai amănunțită, femeia, de asemenea, este ilustrativă pentru foarte multe adevăruri. Am să vă enumăr câteva. Femeia este ajutorul potrivit pentru bărbat. Geneza 2,18. Femeia este instrumentul prin care a intrat păcatul în lume, răul în lume. Să nu sară bărbații până în tavan, că n-au de ce. Este Geneza 3, 1-6, 1 Timotei 2,14. Femeia este instrumentul binecuvântat prin care a intrat mântuirea în lume. Mântuirea a intrat în lume prin femeie, nu prin bărbat. Și anume, prin procesul nașterii de fii. Proces în care s-a născut sămânța femeii, adică Iisus Hristos. De aceea nu trebuie zburat până în tavan. Așa. Femeia este primul purtător al veștii glorioase că a înviat Iisus din morți. Cine a dus această veste? Femeie, nu? În Scriptură, femeia este simbolică pentru Israel, Ieremia 6,2. Este simbolică pentru biserică, Psalmul 45, cu versetul 9. Este, pe de altă parte, simbolică pentru apostazie, lepădare de credință, Apocalips 17, 4-8 și 18. Dar, de asemenea, este și simbolul credincioșilor înțelepți. Matei 25, 1-2, sunt femeile înțelepte, nu? Femeia este simbolul respectului în familie, Judecător 4, 8-9. Deborah a zis către Barac, dacă eu mă duc în fruntea oștirii, cine primește lauda? O femeie și nu Barac. Prin aceasta, Deborah a dat dovadă de un simbol
al, pentru că practica, al respectului deosebit pe care îl are pentru familie. A vrut să-l respecte pe Barak, să nu ia glorie. În Scriptură, femeie, de asemenea, este persoana înclinată spre bijuterie, spre îmbrăcăminte frumoasă. Isaia 32, la 12. Este gloria bărbatului, 1 Corinteni, 11 la 7. Și este simbolul purității și a sfințeniei, 2 Corinteni, 11 cu 2. Dar când ne întoarcem din nou la pasajul nostru, am vrut să știți aceste lucruri despre femeie, când ne întoarcem la pasajul nostru, ca să vedem ce au făcut aceste femei, care a fost sacrificiul lor, pentru că este primul adevăr pe care îl vedem la femei și oglinzi, primul sacrificiu. Uitați în sacrificiul lor două lucruri pe care le-au făcut femeia. Primul, femeile au renunțat la gloria lor. Au renunțat la gloria lor. Oglinda este gloria femeii. Nici o femeie nu arată bine fără oglindă. Chiar dacă nu vor să recunoască multe, considerând nerecunoașterea cu sfințenia, fie că spui batic și îți legi cu trei noduri până la gât, tot te duci în fața oglinzii să vezi, stă nodul mai jos sau stă nodul mai sus. Așa, nu? Fie că pui numai o cordeluță pe cap sau n-ai pus nimic, numai părul, gloria femeii. Oglinda este gloria femeii. Și când femeile acestea de la templu și-au dat oglinzele, au renunțat la gloria lor. Lucrul acesta vorbește volume. Lucrul acesta vorbește volume. Și zice, frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru că următoarele întrebări trebuie să fie puse în slujirea noastră fiecăruia. Cine și a cui glorie se vede în predica ta? Femeile au renunțat la gloria lor. Să nu se vadă ele. A cui glorie se vede în cântarea ta? A cui glorie se vede în primirea ta de oaspeți? A cui glorie se vede în binele pe care îl faci? A cui glorie se vede în faptele pe care le faci? A cui glorie se vede în ținuta pe care o ai? Ce glorie se vede în atitudinea și în influența pe care o ai? Ce reflectă? Femeile acestea au zis, să nu mai reflecteze oglinda chipul nostru, ci oglinda să reflecteze un alt chip, chipul celui pe care vrem să-l slujim. Am să vă spun în această privință un mare adevăr. Știți de ce pleacă unii din biserică? Știți de ce? Pentru că n-au renunțat la oglindă. Dacă nu se văd, zice, eu n-am loc în biserica asta. Dacă nu se văd ei, cum predică, cum cântă, cum dirijează, cum organizează, zice, nu este loc pentru mine în biserica aceasta. Pentru că vor să se vadă. Și pentru că nu se văd, pleacă din biserică. Femeile acestea ne-au dat o lecție extraordinară. Un sacrificiu deosebit. Și primul aspect în sacrificiul lor, au renunțat la gloria lor. Nu vreau să mă văd eu, vreau să se vadă Domnul. Nu vreau să mă văd eu, vreau să se vadă Hristos Iisus. Nu vreau să mă văd eu, vreau să se vadă Duhul Domnului care lucrează în mine. Nu vreau să ne vedem noi, vrem să se vadă Dumnezeu în biserică. Dar vrem cu adevărat? Atunci trebuie să renunțăm la gloria noastră. La oglinda noastră. La chipul nostru. Și să se vadă noi celălalt chip, Iisus Hristos. Pentru că așa ne învață Scriptura. Nu numai că au renunțat la gloria lor, al doilea aspect la care au renunțat, au renunțat la sine. Au renunțat la sine. Și-au dat oglinda. Cum am spus, prea multe obiecte nu aveau femeile în timpul acela. Erau puține femei bogate ca să aibă lucruri multe. Erau femei simple. Au renunțat la sine. Adică au dat dovadă de pocăință. Renunțând la sine, au dat dovadă de pocăință. Au dat dovadă de respect pentru Domnul Dumnezeu, pentru că uitați ce spune în cuvântul Domnului,
Ioan Botezătorul, el ne dă lecția aceasta mare, Ioan 3:30, spune Ioan Botezătorul, referindu-se la Domnul nostru Iisus Hristos, trebuie ca el să crească și eu să mă micșorez. Femeile acestea au zis, ne uităm una la alta, îmi aranjez tu părul, dăm oglindă acolo, renunțăm la noi. Au dat dovadă de considerație pentru lucrarea Domnului. În Psalmul 119 și cu versetul 40, cuvântul Domnului spune, iată, doresc să împlinesc poruncile tale, fă-mă să trăiesc în neprienirea cerută de tine. Dacă nu dorești să împlinești poruncile Domnului, nu renunți la sine. Nu renunți la sine. Că atunci, când nu renunți la sine, faci ce vrei tu. Nu împlinești poruncile lui Dumnezeu. Femeile acestea au înțeles importanța și nevoia momentului sau timpului când trebuie să sacrifice. În Exod 38:8, în pasajul pe care l-am citit, aveau nevoie de un ligian de aramă și vom vedea imediat ce însemnifica acest ligian de aramă. Și femeile au zis, acum ai nevoie, acum trebuie să ajutăm. Foarte mulți spun când este vorba de ajutor în felul următor, ce dacă aș câștiga eu loteria, aș ajuta eu lucrul Domnului. Lasă loteria acolo și ajută lucrul Domnului acum cu ce ai. Ajută lucrul Domnului acum cu ce ai. Dacă cel necăjit și flămând a trecut pe lângă tine, nu spune că l-ajut săptămâna viitoare, pentru că omul ăsta acum moare de foame. Familia aceasta acum are nevoie de tine. Înțelege momentul. Femeile acestea au demonstrat că au înțeles momentul. Au demonstrat voință înduplecată la voința Domnului. Exod 25:2. Vorbește copiilor lui Israel să-mi aducă un dar, să-l primiți pentru mine de la orice om care îl va aduce. Și femeile acestea au zis, cum să nu ascultăm noi? Mergem să aducem darul. Și uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Iată ce veți primi de la fiecare om. Spune acolo și aramă. Și femeile au zis, ce avem noi? Aramă. Păi aramă dăm. Când avem altceva. Au demonstrat ascultare de Domnul. Exod 39:32. Astfel au fost isprăvite toate lucrările locașului întâlnirii. Copiii lui Israel au făcut tot ce poruncise lui Moise Domnul. Așa au făcut. N-au făcut altcumva. Frați și surori, care este sensul acestor cuvinte? Am o întrebare pentru dumneavoastră. Vrem să se coboare Domnul în mijlocul nostru, nu este așa? Vrem să cerceteze Domnul, nu? Să vindece, să scoată afară demoni. Dar știți cum face Domnul lucrul acesta? Când lucrarea în biserică este completă. Pentru că dacă eu sau tu, ca și Acan, întorcem spatele lucrării lui Dumnezeu și împiedicăm lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu nu prosperă. Depinde de tine și de mine ca această lucrare în unitate să poată să permită manifestarea gloriei lui Dumnezeu în mijlocul nostru. La cortul întâlnirii era nevoie de un ligian de aramă. Fără ligianul acesta, să știți că nu mergea lucrarea Domnului. Știți de ce? Preoții nu puteau să se prezinte în templu. Pentru că în cuvântul Domnului, după cum voi citi imediat, spune felul următor. Când preoții se vor duce la cortul întâlnirii sau la templu mai târziu, ca să-mi slujească, să se oprească pe la ligianul de aramă, să-și spele mâinile și picioarele. Pentru că dacă nu se vor spăla, vor muri. Mare lucru. Înseamnă că lucrarea femeilor a fost o lucrare extraordinară. Au zis, în cortul întâlnirii se prezintă Dumnezeu. Și ca să se prezinte Dumnezeu este nevoie de o lucrare completă. Și această lucrare presupune și un ligian de aramă. Presupune să dăm și noi oglinzile de aramă care le avem. Presupune să facem toată lucrarea lui Dumnezeu. Și lucrarea lui Dumnezeu presupune ca noi să ascultăm de Dumnezeu. Trebuie să stăm la ușă, trebuie să stăm pe platformă, trebuie să stăm în bancă, trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu, trebuie să stăm cu darul care îl avem, trebuie să stăm cu ascultare înaintea lui Dumnezeu, pentru că vrem ca Dumnezeu să-și prezinte puterea aici. Nu știu dacă mai țineți minte, în vremea cercetării mari pe care Domnul a făcut-o aici prin Duhul Domnului, când a botezat peste 300 de suflete cu Duhul Sfânt, într-una din acele serii, nu știu cine ține minte. Un frate a venit la mine și a zis, frate Gog, cred că aici avem o problemă. Și
Țin minte că era în partea aceasta, lângă perete acolo, un tânăr. Era întins pe jos, din bisericile noastre, n-am să vă spun din care biserică. Un tânăr din bisericile noastre. Și a zis unul din frați, frate Gog, zice, tânărul acesta se manifestă foarte ciudat. Încerca să vorbiți cu el, că nu vrea să vorbească cu nimeni. M-am dus la el, stătea ca și dormind pe jos, l-am scuturat și am întrebat, cum te cheamă, cine ești? N-a zis nimic. Atunci mi-am dat seama că avem de-a face cu o lucrare demonică. Și știind că avem autoritate de la Domnul Iisus Hristos, i-am zis, îți poruncesc în numele Domnului Iisus Hristos să-mi spui numele, cum te cheamă? Și-a deschis ochii, s-a uitat la mine și vă spun, m-a luat de pe picioare. Am văzut în fața lui o față de leu. Ați auzit bine? În fața lui am văzut o față de leu. Și apoi cu o voce profundă mi-a zis, mă cheamă legiuni. Nu legiune, legiuni. Mi s-a ridicat părul de frică pe mine. Recunosc lucrul acesta. Dar mi-a revenit repede, știind că Domnul Iisus Hristos este cu mine. Și am zis, milioane să fiți, în numele lui Iisus Hristos vă poruncesc să plecați din sufletul acesta, din omul acesta. S-a uitat la mine, a rânjit și a zis, o crezi tu? Noi nu plecăm. Nu este sânge care să ne poată scoate pe noi, așa de mulți suntem. Și putem să stăm în biserică și să facem ce vrem în biserică. Și am zis, nu sângele Domnului Iisus Hristos. Pentru că sângele Lui este mai presus de orice sânge, vă osândesc și vă blestem în acest sânge să mergeți în iad înainte de vreme. A scos un țipăt că s-au întors frații care erau și surorile care se rugau, s-au speriat în timpul rugăciunii. Am crezut că au crăpat geamurile și pereții. A căzut în leșini și după aproximativ 20 de minute s-a trezit. S-a trezit, s-a ridicat în capul oaselor, s-a uitat și a zis, unde suntem? Pentru el nici nu știa că a venit la biserică măcar. Și am spus, ești în casa lui Dumnezeu. Tu te-ai jucat cu păcatul și ai invitat pe diavol în viața ta. A început să plângă și a zis, este drept. Dar Iisus te-a eliberat. Te-a eliberat în seara aceasta. Și tu ai venit la stăruință și pentru că te-ai eliberat și sufletul tău este curat acum, ceri Domnului să te umple cu Duhul lui cel Sfânt și ai grijă să nu mai păcătuiești. În aproximativ 10 minute l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt și a început să-L laude pe Domnul în limbi străine. În biserică trebuie să fie putere. Și este. Dar în biserică puterea poate fi împiedicată. Cu o oglindă. Cu o zgârcenie. Cu un lighean. Cu atitudine prin care și fără mine se poate. Dacă ești aici, nu se poate fără tine. Ci se poate cu tine. Dacă sunt aici, nu se poate fără mine. Ci se poate cu mine. Se poate cu noi, dar trebuie să lucrăm în unitate. Noi aveai un mare lucru și noi avea tu mare lucru, poate o oglindă de aramă. Dă-o Domnului cu bucurie. Fă sacrificiul acesta și lasă-L pe Dumnezeu să se folosească de tine și de darul tău pentru înălțarea numelui Său. Pentru că nu noi vrem să ne vedem, cum am spus. Am vrut să vă arăt, Iisus s-a văzut în biserică și se vede în biserică. Prin oglindă trebuie să se vadă cel adevărat. De aceea nu părăsi biserica, nu întorce spatele lui Dumnezeu pentru că nu te vezi tu sau nu mă văd eu. Lăsați-L să se vadă Hristos în mijlocul nostru. Lăsați să se vadă Duhul Domnului în mijlocul nostru. Să se vadă dragostea Tatălui Ceresc în mijlocul nostru. Aceasta înseamnă lucrare binecuvântată de Dumnezeu. În al doilea rând, după ce am văzut sacrificiul femeilor, ce spune versetul acesta, vorbește despre salvatorul femeilor. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Să faci un lighean de aramă, deci citesc din Exod 30, 18, 21, cu piciorul lui de aramă, pentru spălat, pentru curățit, să-l așezi între cortul întâlnirii și altar,
și să torni apă în el, ca să-și spele în el Aron și fiii lui mâinile și picioarele. Când vor intra în cortul întâlnirii, se vor spăla cu apa aceasta ca să nu moară. Și se vor spăla și când se vor apropia de altar ca să facă slujba și ca să aducă Domnului jertfe arse de foc. Își vor spăla mâinile și picioarele ca să nu moară. Aceasta va fi o lege necurmată pentru Aron, pentru fiii lui și pentru urmașii lor. Se vede că ligianul acesta avea o importanță deosebită. Care era importanța? Importanța era din ligian făcut, din oglinzele femeilor, se curățau preoții, se sfințeau preoții. Lucrarea acestor femei de la cortul întâlnirii seamănă foarte bine cu lucrarea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Femeile acestea au renunțat la gloria lor la oglindă ca să se sfințească preoții. Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, a renunțat la gloria Lui din cer ca să te sfințești tu și eu. Uitați ce spune cuvântul Domnului în acest pasaj glorios. Filipeni 2:7-8. Iisus s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Efeseni 5:25-27. Hristos a dat pe sine pentru biserică, ca să o sfințească după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Iisus Hristos, ca să te poată sfinți pe tine și pe mine, a renunțat la gloria Lui. Femeile acestea, ca să poată să se sfințească preoții în templu și în cortul întâlnirii, au renunțat la gloria lor, au renunțat la oglindă. Lucrul acesta trebuie să ne pună nouă următoarele întrebări. În lucrarea pe care tu o faci, cum au făcut femeile acestea, în lucrarea pe care eu o fac, în lucrarea pe care noi o facem, se mântuie cineva? Se sfințește cineva? Se laudă Dumnezeu? Uitați-vă la următoarele aspecte pe care Sfânta Scriptură le spune în această privință. Prin lucrarea ta și a mea, prin lucrarea femeilor de față, se poate mântui familia ta și poate veni pace în casa ta. 1 Petru 3:1-2. Nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, deci sunt nemântuiți, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. La unii nu le place să le predici cu cuvântul. Câte vreme sunt nemântuiți, după aceea învață că e frumoasă predică. Nu le place să le predici cu cuvântul. Trebuie să le predici cu fapta. Trebuie să le predici cu fapta. În vizita aceasta pe care am făcut-o recent în România, în misiunea pe care am avut-o acolo, m-am reîntâlnit cu un fost musulman care s-a convertit și s-a întors la Domnul. Într-una din vizitele pe care le-am făcut la București, s-a întors la Domnul soția lui. S-a predat Domnului la sfârșitul serviciului divin și acum îmi povestea el, s-a supărat pe soția lui. De ce s-a pocăit soția lui? Cât era bine cum era. În vizita următoare, m-a contactat, m-a dus la restaurant, mi-a dat o masă, să stau de vorbă cu el și să-i spun, să-i explic soției lui că n-a făcut bine ce a făcut. Apoi îmi spune el, după un oarecare timp, soția a dat de site-ul Bisericii Emanuel și m-a obligat la un calvar mare. În fiecare seară după ce mâncam, ne puneam în pat, soția a conectat internetul cu televizorul
pornea internetul și pe televizor, zice, nu era program pe televizor, era Biserica Emanuel, era Lazar Goc pe televizor. Mă obliga să ascult câte 3-4 predici pe noapte. Și am zis, mie să nu mai pui pe omul ăsta să predice. Și soția zice, m-a ascultat o vreme. Dar știți ce? M-a câștigat comportamentul ei. Pentru că am văzut că soția mea e diferită. Viața ei este diferită. Dragostea este diferită. Vorbirea ei este diferită. Gesturile ei sunt diferite. Atitudinea ei este diferită. Am început să ascult din nou cuvântul de la Emanuel. Și într-o duminică seara, spunea el, m-am dus cu soția la biserică și era scris acolo, Iisus este lumina lumii, scrie sus pe perete. Și zice, când am văzut și versetul acesta, atunci am zis așa, Doamne Allah, dacă Tu ești lumina lumii și ăștia mint, fă-mă să-ți văd lumina în seara aceasta. Dar am zis, iar Doamne Iisuse, dacă Tu ești lumina lumii, fă-mă să văd lumina Ta în seara aceasta. Și frate Gog, când m-am rugat în felul acesta, nu știu de ce, am început să plâng. Și am început să plâng așa necontrolat. Și a început să mă cerceteze Duhul Domnului și în seara aceea Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt. Și să vedeți ce frumos este, un fost musulman vorbește prin Duhul Domnului, profețește, dar curat, nu jocul de-a profeția, pentru că mi-aduc aminte că a lipsit fratele Vale cu care călătorește fratele Puiu Ștefan, a vorbit fostul musulman și Duhul Domnului a tălmăcit prin fratele Puiu Ștefan. Lucrare, lucrări curate, lucrări la zi. Dumnezeu lucrează, Dumnezeu transformă, Dumnezeu schimbă prin comportament. Când lumea se uită la tine, nu numai că poate fi schimbată, poți să, printr-o trăire sfântă, renunțând la gloria ta, cum a renunțat Iisus Hristos, cum a renunțat femeile, poți să ai respect din partea semenilor. Iov, capitolul 29, spune Iov în felul următor, ochiul care mă vedea, mă lăuda. Ochiul care mă vedea, mă lăuda. De ce? Ia uitați-vă la câteva aspecte. Ajutam săracul, 29:12. Sprijineam orfanul, 29:12, partea finală. Binecuvântam pe cel nenorocit, 29:13, Iov. Slujea de bucurie când ajutam pe văduvă, 29:13, partea finală. Mă îmbrăcam cu dreptate, Iov 29:14. Mă acopeream cu neprenirea, 14, final. Eram ochi pentru orb, 29:15. Eram picior pentru șchiop, 15F. Eram tată destituților, 29:16. Apăram pe străin, Iov 29:16, partea finală. Sigur că asta se vede. Sigur că aceasta se vede. Ai respect din partea semenilor. Devii o încurajare pentru sfinți. De asemenea, vorbești și vorbim despre autenticitate spirituală. Dar dacă va voi, Domnul, spune Sfântul Apostol Pavel, 1 Corinteni 4:19, voi veni în curând la voi și atunci voi vedea nu vorbele, ci puterea celor ce s-au îngânfat. Căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Și nu este putere omenească, este puterea cuvântului și a Duhului Sfânt în noi. Și în final, după ce am văzut sacrificiul femeilor, Salvatorul femeilor, să vedem spiritualitatea femeilor. Spune că cele ce au dat oglinzi erau femeile care slujeau la ușa cortului întâlnirii. Adică nu erau femei adultere, potrivit unui împărat 3:16, nu erau femei străine, Ezra 10:10, nu erau femei manipulante, Isaia 3:12, nu erau femei care umblau fără grijă, Isaia 32:9, nu erau femei fără minte, cum spune Proverbe 11:12, nu erau femei nebune, Proverbe 14:1, nu erau femei leneșe și limbute, cum zice Pavel în 1 Timotei 5:13, ci erau femei sfinte,
Erau femei temătoare de Dumnezeu, erau femei care aveau în inimă să ajute lucrarea lui Dumnezeu, nu să împiedice lucrarea lui Dumnezeu. Spiritualitatea lor. Spiritualitatea, în alte cuvinte, este tradusă de Cornilescu prin evlavie sau pioșenie. Evlavie sau pioșenie. Femeile acestea care slujeau la cortul întâlnirii, se vede că erau femei pioase. Erau femei evlavioase. Cum se vede pioșenia ta? Cum se vede evlavia ta, Coco? Cum se vede sfințenia ta? Uitați câteva lucruri prin care și bărbați și femei pot să-și arate spiritualitatea și trebuie să se vadă spiritualitatea. Evlavia. Spiritualitatea sau evlavia, pioșenia, frașii și surori, doamnelor și domnilor, pe care aceste femei de la cort, de la ușa cortului întâlnirii o aveau și care și-au dăruit oglinzile pentru ligianul de aramă, unde se sfințeau preoții. Spiritualitatea sau evlavia se vede prin viața de rugăciune. Psalmul 32:6. De aceea orice om, de care? Evlavios, pios, sfânt. Să se roage ție la vreme potrivită. Avem o vreme așa de potrivită aici la Emanuel pentru rugăciune. Și nu vreau să ofensez pe nimeni, dar nu este competiție mare la rugăciune. Nu este competiție mare la rugăciune. Ne trebuie evlavie, frați și surori. Și la tineri. Și la bătrâni, și la părinți, și la copii. Evlavia se vede în fapte sfinte. Nemia 13:14. Adu-ți aminte de mine, Doamne Dumnezeule, și nu uita faptele mele evlavioase, făcute pentru casa Dumnezeului meu. Fapte sfinte. Fapte sfinte. Mama Irina și-aduce aminte, ține minte, acolo unde locuia dânsa, lângă Cluj, în Fânațe, era o soră bătrână, sora Maria, cu fratele Gavrilă. Frate Arpi, țineți minte, frate. Erau niște bătrâni deosebiți. Din când în când vizitam Fânațele să predic cuvântul Domnului acolo la frații aceia bătrâni. Când se termina serviciul divin, nu dura o jumătate de oră, nu mă vedeam pe sora Marie, ca așa îi spuneau acolo, venea cu șorțul și-l ținea. Frate Lazar, eu sunt femeie bătrână și la mine nu prea vin tinerii să mănânce, că nu știu eu să fac mâncăruri de alea cum mănâncă ei. Dar uite aici, am adus 10 ouă și niște roșii. Maica ta nu vrea să le ia. Dar ia-le tu și să faceți mâncare la tinerii care au venit la voi, că toți au venit la voi la masă. Un gest simplu, dar era dragoste. Era evlavie acolo. Era bucurie să facă o faptă bună. Nu trebuia să-i spună cineva, pentru că știa să facă lucrul acesta. Evlavie înseamnă caracter sfânt. 2 Petru 1:3-7. Cuvântul Domnului spune, dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața, pentru ca să avem o trăire evlavioasă, caracter sfânt. Evlavie înseamnă cunoașterea Domnului, 2 Petru 1:3. Evlavie însemnează închinare plăcută Domnului. Evrei 12:28 spune, să ne arătăm mulțumitori
și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și frică. Cu evlavie, cu pioșenie, nu cu îngânfare, nu cu laudă de sine. Femei și oglinzi. Un text poate nebăgat în seamă, pentru că citim repede să vedem ce s-a întâmplat. Dar prin ce cuvânt nu ne poate vorbi Dumnezeu? Femeile acestea au dat dovadă de sacrificiu, au vorbit despre Salvatorul lor și au vorbit despre spiritualitatea lor prin faptul că au renunțat la gloria lor, la oglindă de aramă care era în vremea aceea. Mă gândesc că să concludem, să rog toate surorile să aducă oglinzile aici în față. Nu, păstrați-le, aduceți contravaloarea lor aici. Se vede că cine vrea poate să facă ceva pentru Domnul. Cine vrea să ajute lucrarea lui Dumnezeu, nu spune, eu nu pot face nimic. Avem noi o cântare scoasă din contextul în care este Sfânta Scriptură. Eu n-am ce-ți da, Iisuse, sunt săracă. Povești nemuritoare. Povești nemuritoare. Poți să-ți dai timpul. Du-te într-o familie cu 10 copii și dă-ți timpul pentru 4 ore să meargă și părinții aceștia să odihnească undeva. Ia să vezi că ai ce să dai. Și dacă ai făcut cumpărăturile, ia 10 ouă în șorți și du-te cu ele. Dacă n-ai șorți, acum că nu umblăm cu șorți, pune-le în diplomat. Și vezi că poți face ceva pentru Domnul. Ori, pune-te pe genunchi și spune, n-am văzut familia aceasta de 3 săptămâni la biserică, oare ce s-a întâmplat cu ei. Ia adu-i înaintea Domnului timp de o oră, în rugăciune. Să vezi ce se întâmplă. Să vezi ce schimbări. Nu uita, prin lucrarea ta se sfințește poporul Domnului. Prin oglinzele date de aceste femei, se sfințeau preoții și preoții sunt simbolici în Sfânta Scriptură a Vechiului Testament pentru preoția universală din Noul Testament, pentru biserică. Prin lucrarea mea se sfințește poporul Domnului. Mă bucur să pot să fiu util în lucrul lui Dumnezeu. Mă bucur să pot să fiu util în lucrul lui Dumnezeu. Și niciunul dintre noi să nu spunem, eu n-am ce face pentru Domnul. Sunt prea neînsemnată. Lucrul acela mărunt, dacă este dat cu evlavie, cu frică de Domnul, cu sacrificiu, pentru că acel lucru ai, 2 bănuți, lucrul acela este băgat în seamă de Domnul Iisus Hristos. Și lucrul acela face mare diferență în poporul Domnului. Și apoi nu uita, și să nu uit, pentru că în primul rând îmi predic mie și casei mele. Orice facem, frați și surori, orice facem, să ne rugăm să se vadă Domnul în lucrul nostru. Să fie El mare în lucrul nostru. Să fie El mare în predică, El mare în cântare, El mare în faptă, El mare în trăirea noastră. Așa cum zicea Sfântul Apostol Pavel și vă chem la rugăciune. Căci n-aș dori și n-aș vrea nici de cum să mă laud în mijlocul vostru vorbind despre o minune, despre o lucrare care, ce zice el în continuare, să nu fi făcut Hristos prin mine. El este mare între noi, pentru că El este Cel mai mare. Ne ridicăm în picioare. Întreabă-te în dimineața aceasta ce poți face tu pentru Domnul. Întreabă-te, se încurajează cei din jur de lucru pe care îl faci tu pentru Domnul?
Este evlavie în ceea ce faci. Se vede Iisus Hristos în lucrul tău sau al meu. Și haidem să-i cerem Domnului în rugăciune și să-i spunem: Doamne, ai milă de noi. Vreau să stau la dispoziția Ta. Vreau să Te ascult. Vreau să fiu eu ca profetul Isaia când a întrebat Domnul: pe cine voi trimite și cine va merge pentru noi? Vreau eu să fiu, Doamne, care să spun: iată-mă, trimite-mă.